Qu'est-ce que c'est? Mais c'est ça la macchina. Aurica. Ma Aurica. A venit omul ăsta, zice că lacrimă state. Ce fac Aurica? Îi dau drumul în casă? Da, Spaniu, e și el om ca noi. E negru, mă. Intră, prietene, intră. E ca să dea un bun. Chiar vii din partea lui state? Bă. Popa icoana, mă. De unde ești tu din loc, mă? Justine, Africa, Maroc. E din Africa. Sunt omul lui state Potcovar, de Paris. Ah, dar state. La Paris. Înseamnă că de la el am primit noi rulotele astea. Ue. State te-a trimis, nu? Ue. Cu asta scrisori. Te poți să pleci, tinere. Spania să-i dai omului în bucătură. Revine tocmai de la Paris. Ce? Păi ce știu eu? Păi. Ce mănâncă asta, Cristofare? Tăi, ce găsește? Hai! Citește. Nu mai știu nimic de el de la Revoluție. Mon cher ami. Mă, tu ai dat în boala copiilor. Nu eu, ăsta. A venit ceasul ca fratele tău de cruce să se întoarcă acasă și să moară. Sunt grav bolnav. Nu vreau să închid ochii până nu-mi țin cuvântul și nu ți-o dau pe fata mea drept noră, stat. Nu zice ce boală are? Nu, dar are fată de măritat. Deci a făcut o fată până la urmă. Da, a făcut. Asta o să fie mult. Da, să cred că nu a avut timp colegiul medicilor să ia hotărârea asta. Păi nu știu ce să... Nu știu asta. Puțin. Să știi că eu nu prea am voie să zic lucrul ăsta acum, dar mă rog. Până acum cam tot a funcționat pe pile, să știi. Am primit telefon de la minister, cam asta a fost. Dar să știi că este un om tare bun și ți-a salvat viața de două ori. Cum de două ori? Păi prima dată te-a resuscitat, dar în drum spre spital era să te mai pierdem o dată. Înțelegi? Așa a hotărât de fapt să te taie și uite așa, a greșit. Înțelegi? Mare curaj a avut, să știi. Vrei puțin apă? Nu. Cam asta este, să știi. Auzi? Da, n-ai adresa lui sau măcar un număr de telefon? Ah, mă, da. Dar și bine, ți-a știi? Ei, am dat-o la drag. Ce-am unde pleci acum? Maricico! Când a venit dulșoara Irina, eu atunci cu masa, că nu stau să strâng masa de 10 ori în casa. Maricico, copilul ăsta e foame. Trebuie să mănânce la ore fixe. Mă fi la drag cu telefonul, să fie. Sigur că e foame. Nu, băiete, hai odată. Vrem și noi ceva cu afacere, ca asta merit. Sănătate. Ce-ai spus? Sănătate? Sănătate, bă, ce-o mușcat macarul. Nașule, apropo de asta, vreau să rog ceva, lasă-mă să o duc pe Irina până acolo, să facem o poză lângă bordurile noastre. Ca să o am la mine pe birou, a? Bă, tu nici nu-i trec la minte. Ce, nu e bun, a? Dar și te-ai descurcat bine. Ce zici, ginere, nu? O să-i. Da, hai, stai, că n-a zis încă da. 500 de minute. Eu știu ce am crescut. Ia, dă-te puțin mai încolo, dă-te puțin mai încolo. Așa, stai. Tu rogăți, bă, ce semănați, vă potriviți de minune. Auzi? Mă cam plictisesc. Ia cântă tu ceva.
Ce, mă? Cântă ceva, n-auzi? Ce? Pe bune? Pe bune, ai cât-o pe aia care... Păcate, acum și-o mea. Nu-mi place să întâmpla și mi se pare... Dar îți promit că lucrurile nu o să rămână așa. Stai liniștită că... Chiar nu mai vreau să mai vorbesc despre asta. Pentru mine e mai important că tu ești bine. Da, datorită ție, Codruț. Îmi ții minte numele? Fiecare zi salvează cineva viața, nu? Eu nu puteam să las o fată așa frumoasă să plece dintre noi. Iisus îmi dea o stradă și acolo-i mâna ta sigură, bățoasă. Fără ea nu pot lucra. Ați dat de Irina? Dragă, ce-l grăbește așa emoțional? A rugat să cânte ceva, că-i tremură mâinile. Transpiră. Păi de ce e emoționat? Păi de ce? Te prea dor de Irina sau vrei să te însori? Ascultă-mă la mine aici! Dacă și azi se măriți înaintea mea, tu ai dat de dracu cu mine, ai înțeles? Bizi, liniștește-te. Pe tine te-am dus la Milano. Ți-am făcut fotografii în balconul Julietei la Verona. N-are nicio legătură. Ascultă-mă! Mărită-te tu așa! Păi, eu ți-am promis. În ziua în care îmi faci un băiat așa născută, cu ești, arunc în mașină și schimb starea civilă. Să-i dau inelul cu mine pe ușă sau după friptura? Și atunci poți să primești orice informații. Ai înțeles? Nu. Da, să mă dă. Ce e? Ce e? Săracul frățiorul meu de cruce, nu m-a uitat. Dar ce e? Sună-l pe fitul ăla de la București să vină urgent aici, că îl însurăm. Oh. Dar cu cine? Cu fata lui state de la Paris. Ce, mă? Omule... Tu vrei să-l însori pe medalion cu fata lui state? De când are state copii? Că muierea lui era stearpă până la Revoluție. Omul ăla negru a dus scrisoare. Spaniu, aici scrie negru pe alb. State are o fată de măritat. Așa că pregătește șatra de nuntă. Taică, numai aici a fost. Trebuie să vorbim cu băiatul, să vedem, să calculăm. Acum a primit și băiatul post de doctor. Ca să nu mai stea noaptea pe salvare, săr. Spaniu! Da. Noi am fost și o să rămânem țigani. Medalion o să ia pe fata lui state. Dacă și băiatul e de acord cu ce spunea Aurică, nu mai avem vreme de discuții. State e bolnave pe moarte. Viviță, păpația ștălpirea, apără-mă, Doamne, pe mine și pe copilașii mei, de toate relele, de toate necasurile. Sună-l pe medalion, mâncați-a sufletul tău. Nu fi corect să-ți pierd serviciul din cauza mea. Știu că mi-ai salvat viața pentru că sunt studentă la medicină. Uite, eu nu aveam voie să intervin așa cum am făcut. Ăsta e regulamentul. Dar liniștită că erai pe mâini bune. Mă pregăteam să devin chirurg. Și o să fii? O să fiu. Nu, în țara asta nu mi-au dat nicio șansă. Și
Și dacă eu sunt soția ta? Am lumina ca să pot spura, doar în oampa dragoste. Cristofore, o fi o țigan alfabet. Am școala vieții, mă. Aia mare. Ce mă te-ai supărat? Vrei un pahar cu apă? Cum să zic eu, să spun lui medalion, băiatule, dacă tu ți-a găsit muiere? Bă, dar tu tot proști ai rămas. Nu. Nu știu dacă e bine. De ce să nu fie bine? Ești frumoasă, ești sufletistă, ești... Îți mulțumesc. N-am făcut nimic pentru tine încă. Vrei să fii prietena mea? Glumești? Nu glumesc deloc. Taică-mi bate tot timpul la cap să mă însor, să fac un copil. Și eu îi dau numai scuze, idiote. Și acum știi ce simt? Că te-aș lua de neva. În momentul ăsta. Mai nu crezi că e de vreme să vorbim despre așa ceva? Ești o femeie fascinantă. Am venit aici să te ajut. De fapt, vreau să repar greșeala și o să fii din nou medic. Știi ce ești tu? Ești un înger care e condamnat să stea aici pentru... printre betoanele astea. Condruț, ești ciudat. Nu sunt ciudat, iubito, sunt... sunt țigan, așa trăim noi, fiecare clipă. Păi da, eu nu sunt iubita ta. Au să fii. Vrei să fii? Hai să vorbim serios. Știu că mi-ai salvat viața și din cauza asta ești nedreptățit. Era... e mai mult decât atât. Eu trebuia să promovez, să ajung la secția asta de cardiologie. Vreau să fiu ca Barnard. Vrei să faci transplantul de inimă? Am făcut anastomoze pe vase de 0,33 mm. 9 fire de sutură, înțelegi? 9 fire pe 0,33 mm? Și la ce mi-a folosit? La nimic. De ce spui asta? Sunt țigan. Și asta contează. Și credeam că nu contează. Ceva. Nu mai răsuci și tu cuțitul în rană. Ți-am spus de 1000 de ori care telefonul închis. Asta își bate joc de noi. Nu fi pisi nervoasă, că ai să faci riduri. Și ce, te gândești că tot să te coste operația? Ce zici acolo? Nimic, iubirea mea. Ce-ai spus? Hai, că știi că sunt mai impulsivă. Haide. Bine. Haide.
Așa, ia mă. O sun pe Renata, poate știa ceva, nu? Sună trebuie și pe Monica Lewinsky. Sună, Luca. Luca, plânge aia frică într-una, nepoată, dar și eu nu mai știu ce să-i ce păi nu știu, poate cu tine vrea să vorbească. Păi ce-i s-a întâmplat ceva? Păi nu știu, plânge într-una. Ce zi asta, băi, frate, băi, ce ia? Ce? Cochilul ăsta mai lipsea din peisaj. Brută mie că da-mi e foame. Dacă am spus că nu mâncăm până vine Irina, nu mâncăm. Și dacă nu vine, nu mâncăm deloc! Și ce-mi vine să-ți fac în momentul ăsta? Îmi vine să te pun în mijlocul patului, să mă uit la tine toată viața. Te plictisi repede. Hai să... Hai să facem ceva, nu știu. Hai să ieșim în oraș, să mâncăm, nu știu. Chiar nu pot, acum mă așteaptă ai mei cu masa acasă. Eu azi am ieșit din spital. Atunci diseară. Diseară? Da, diseară. Seara, e bine. Bine, hai că te conduc. Stai liniștit că nu e nevoie. Crezi că sunt ultimul fraier să te las aici singură? Bine, hai. Hai. Și mai repetăm pentru toată viața. Știu că nebunesc deja. Aici e treabă de viață și de moarte. Băiatul nostru a văzut multe. E încercat și de bine. Și de rău. Eu nu pot să-i spun să vii așa, să se însoare. Sună, Spaniu, sună. Și zic că taică-s oară vorbă cu el. O să vie, că e băiat cumit. O să vie, o să vie, că e bun. Fă, tu vrei să se piardă neamul nostru? Nu. Aurica, medalion e de mult plecat din șatra, Aurica. A făcut școli înalte. A făcut, dar și nici patalul state de la Paris nu-i de acolo. E așa mișto Parisul? Este, Spaniu. Să vii la mine, rulătă, să vezi poze pe internet. Bine. Casa ta frumoasă, de oameni bogați. E casa tatălui meu. A, stai cu părinții? Super. Nu stau cu părinții. Din păcate, mama mea s-a prăpădit. Pare rău. Eu iau telefonul, sun și nu-i spun de ce să vină. Ești o femeie deșteaptă. E femeia mea? Da, mamă. Mă prea de la cărătițile mele! Da, mamă, da. Te roagă mama să vii aici, la tactul. Ce-a pățit ceva? N-a pățit. Vrea să-ți vorbească ceva. Te rog eu să vii acum. Bine, bine. Tu mă înțelegi ce zic? Mă înțelegi? Da, fă. Da, madam. Haide, mă, lasă-mă. Nu mă lua pe mine ca pe muierlitele de la oraș. Eu sunt Zambi, la muierea lui Gianni, de doarme la Rulotti. Gianni? Italian, nu? Italian pe dreacu. Cum să fie italian? E băiatul la bulibașă. Dar tu ăsta, pârlitule, hăsoare, tu de unde ești? Co? Mamaia ta e țigan? Nu, de Maroc. Aoleu! Migrat en France, cunoscut patron mine. Tu cunoști bulibașul de Paris? Hă? Locuneria, hă?
Nu a avut mâncat, nu a avut dormit. Unde? Patronul a luat mine când scos de belea la el. De belea, la belea. Cum corect? Eu nu mai pot, fă. Ce belea state la Paris, mă? Un garsonier le-a subtil furat portmone. Ce garsoneră? Ia să zică lui Aurica să te vadă Sulfina. Îi fi un cerditor. Nu, madame. Ce mai e, mă, cu madame? Las că vezi tu când te lasă dori sub căruță. Păi ia vină, mă. Nu l-am pus eu pe Chitra aici? Îmi pare rău. L-am expulzat. Am rămas eu în locul lui. Păi, bă, băiatule. Cu banul vin în fiecare seară. Cum venea și el. Trebuie. Trebuie. Ce frumoasă pălărie aveți. Ești de aștept? Bă, băiatule, îți ducește ochii în cap de deșteptie. Ia, mă! Amărâtule, pupa mea mână. Cu ăștia nu-i pe-i las ocoteală, da? Ăștia e tăi. Să rămână, să rămână. Hai. Te duci la Sacră-Cœur, da? A prins o lumânare pentru sănătatea mea. M-am simțit prost toată ziua. Eu mă duc acolo fiecare duminică, știți? Ies ăștia cu bani de la slujbă. Acolo. Eu ies ăștia cu bani de la slujbă și... Nu mai dau și mie câte un ban. Știți, mi se face mile de ăștia mai... Mi se face mile de ăștia mai amărâți așa. Dacă are plăcere. Ne vedem diseară, da? Trebuie să trec pe la taică-mi să vorbesc cu el. Am ceva de discutat și... Mă gândesc că trebuie să tai București în două, plus ieșirea aia care e criminală. De unde stă taică-tu? La 12 km de București. De unde? O să vezi. O să te duc acolo. Promit. Te gândești la mamaie? Așa se întâmplă, Guriță, nu mai e. A luat-o doamne la ea. Știu că ne-am dus-o la cimitie, nu sunt proastă. Păi și atunci de ce plângi? Și atunci de ce plângi? Hai, spune-mi, de ce plângi? Te gândești la mami? Vine, mami, n-a zis că vine, ne-a promis că vine, de ce plângi? Hai, să vine, oricum nu o să mai văd, eu o să mor până atunci. E, o să mor, cum o să mor? Cum poți să spui așa ceva? Iermina, te doare ceva, te doare undeva, puișor, hai, spune. Ce, te doare ceva? Tanti, eu n-am plăs să o să mor, asta știu sigur. Cum o să mor? Stai puțin, Iola, te doare ceva? Ai ceva? Dragă, putem să chemăm o salvare pe Renata, ce Dumnezeu, că doar avem medici în familie. Iola, te doare ceva? Puișor, ia spune tu lui Tanti Iermina, te doare unde? Ceva, te doare ceva? Și de ce plângi, mamă? Că asta nu înțeleg eu. De ce plângi? Eu să mă duc la bunica. Of, doamne, vreau să o văd pe mămica înainte să mor. Stai. Iola. Iola, te doare ceva? Spune, hai spune-i lui Luca. Lăsați-mă în pace. Baby, e chiar nașpa la tine acasă, pe bune. Eu. E rău. Ce să bai? Frate, știi ce e cel mai rău? Lasă toate alea. Frate, la mine e ca în gară. Ca la grădina zoologică. E mătușa mea, care... E taică-miu, e prietena lui taică-miu. E sora mea. Frate, nu mai pot. Și-au dus-o și pe popoza aia de la Buzău. Care stă toată ziua, se uită pe pereți și nu face nimic. Adică ai o pasăre casa cu asta, cu căruțele. Tu îți bagi joc de mine? Îți bagi joc de mine și de suferința mea? Băi, baby! Lumea!
It was a joke. Este nepoata finului lui tata. E complicat. E complicat. Hai să zic povestea. Deci, măsa mare a murit. Măsa ei la culeză e căpșun în Spania. Și noi o suportăm. Tare. Nu-și mențigă. Bine, mersi. Irina, cine? Ah, adu-o haina, haina mea. Dă-și mie. Merge. Vezi? Da? Fetița. Fetița mea. Am venit. Dar să știi că dacă mai faci chestii de-astea, bătrânul tău, tată, o să crape de inimă. Hai mă, tată, că tu nu ești bătrân. Păi nu sunt bătrân, dar fetiță. Nu, nu, lasă-mi, îmbrățișează-l pe Luca. Uite, Luca, iubita mea, am crezut că nebunesc. Hai că am crezut că nebunim cu toții. Oh, cum ești? Draga mea, draga mea, știi că eu nu sunt de acord să mai umbli singură pe stradă. Așa că eu am să-ți angajez un bodyguard. Hai, tata, că nu sunt vedete de televiziune. Cum să... Pentru că mă gândeam la un bodyguard pentru o viață întreagă, înțelegi? Tu ești fata mea, ține minte. Și Gigi Dumbravă nu tolerează asemenea evenimente. Bună, Irina. Că am fost îngrijorat pentru tine. Eu unde stau? Eram foarte îngrijorat. Eram îngrozitor de îngrijorat. Stai jos. Așa. Noi am pregătit totul în cele mai mici amănunte, dar mai ales Luca. Înțelegi? Unde e Maricica? Maricica! Irina, fetița tati. Uite, tu te-ai făcut mare și acum ai nevoie de o mână de bărbat care să te protejeze. Și să știi că eu șampania asta nu o deschid degeaba, Luca nu mai pierde vremea, nu mă lăsa singur. Așa se... Da. Dragă... Dragă Irina... Nu știu dacă e momentul cel mai potrivit. Cred că e un moment, oricum, care ne e sortit. Da, hai odată, dragă, nu mai pot de foame. Tatăl tău deschide șampania și eu vreau să-ți ofer această mică bijuterie și să te întreb direct dacă vrei să fii soția mea. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la... Nu mai la... mă fac mâna mică. Irina, culmă! Mulți ani trăiască... Nu știu ce să mă fac cu Ionela, plânge într-una, zice că moare. Hai că vin eu să te sun. De unde e tu, mobilul? Ei, l-am câștigat cu nena Elvis. Bă, mâncați ăștia, bă, veri, dacă știi ce jocuri are, ca jos, pe loc. Bravo, le poate. Pă, ciordăresc de la 8 ani. Păi da, cine așa se face. Cine așa că ajungi mare șmecher? Ce-mi vezi, mă, să fure, a? Oh. Se pare o șmecherie, dă-i mă drumul de aici. Hai. Domn doctor, hai, docent, mare savant de renume mondial, mare somnitate astea. Lasă-ne, mă, cu chestii de astea de gagi. Ascultă-mă, tâmpitule, și acum îl înveți tu, așa o să stea toată viața la Jilava. Și foarte bine că tată, om cinstit. M-ai înduioșat, m-ai nebunit, nu mai pot. Ia, apropo de pârnaie, du-te tu la tac, tu să vezi cum te bagă la pușcărie pe viață. O muiere. De să-ți plângi în pumnul, uite așa. Ionela, știi că
că eu sunt prietena ta. Dacă o să-mi spui ce s-a întâmplat, o să știu să te ajut. Eu o să mor. Am găsit sânge pe chiloței. Asta era tu! De asta plângeai tu? Stai liniștită, că nu e nicio problemă. E ceva normal. Și o să ți se întâmple în fiecare lună. Dar trebuie să fii fericită, pentru că e unul dintre cele mai frumoase momente din viața ta. Sigur că da. Acum ai devenit o adevărată domnișoară. De fapt, de astăzi devii femeie. Da. Și o să-mi treacă? Da, normal că o să-ți treacă. Dar o să revină în fiecare lună. Uite cum facem acum. Îți dau eu un absorbant și trebuie să-l lipești tu pe chiloței. Și cam în 4 ore trebuie să-l schimbi cu altul. Vreau să-mi promiți ceva. Promiți? Da, promit. De fiecare dată când te schimbi, să ai mare grijă să te speli bine pe mâini, da? Da. Și cât o să mă țină? Nu te ține mult. 3 zile și gata, trece. Hai, că am înțeles totul. Tu trebuie să pleci. Mă ocup eu de toate. Tu du-te că te așteaptă Luca să-i dai un răspuns. Mă ocup eu de el. Trebuie să plec, am ceva urgent de rezolvat și nu pot să vorbesc. Păi cum o să pleci? Și eu ce fac cu Luca? Ce-i spun? Găsești un pretext să mă acoperi, că ești mătușa mea, nu? Irina. Te rog. Cristofare, rămâi și tu. Fiule, azi e cea mai importantă zi din viața ta. Mulțumesc. Ai să înțelegi dacă l-asculți. E tulburat. Da, tată. Spune omule. Mă, fiule, fratele meu de cruce de la Paris se pe moarte. Are fată de măritat. Fata aia o să fie a ta. Tu o să o iei de nevastă. Glumește? Nu, băiete. Statea a trimis o scrisoare de la Paris către tatăl tău, cum că e bolnav și că are fată de măritat și cum tu, primul născut, ai fost promis ei, prima născută, nunta asta, după legile țigănești, trebuie făcută. Dacă voi credeți că puteți să vă amestecați în viața mea, ați îmbătrânit degeaba. Nu mai sunt un puște acum, ce Dumnezeu? Sunt doctor, fac ce vreau cu viața mea, nu suntem în evul mediu. Fiule, te iubesc ca pe Dumnezeu. Nu mai ridica glasul la mine. Tata, dar nu poți să mă însor cu cine vrei dumneata. Noi am fost și o să rămânem țigani. Și mai sunt și niște legi descrise care trebuie respectate. Medalioane, tu ai fost promis. Tată. Cum vrei să te fac să mă înțelegi că tradiția asta nu mai ține în cazul meu? Am altă viață, acum am examene de dat. Nu pot să mă sor cu o femeie pe care n-am văzut-o în viața mea. Mă, tu ridici glasul la mine? Hai, plecați, plecați amândoi. Că nu vă mai văd. Gata, mi-a ajuns cu vorba. O aștept și eu pe Irina, nu? Păi o aștept, dar o aștept în bibliotecă, ce? Ce o aștept? Oameni buni de urlat în halul ăsta! Păi ce urlu, urlu, vine! E casa mea, înțeleg? În urlu că fac ce vreau în casa mea! Poftim! Dorme fata, mă! De-abia am adormit-o. Irina? Ionela! Păi dar unde e Irina? Irina s-a dus să a plecat. E plecată pentru un moment, s-a dus să cumpere niște tampoane. Ce avem aici? Că noi avem nevoie de ea aici! S-a dus să cumpere niște tampoane pentru Ionela, sărăcuța de ea. Înțelegi? Ce fă mai 11 ani, cum? Se mai întâmplă.
stai, Hermina, acum... La ce mai vii după mine? Nu mai are dreptate, ce-i spus, mă? Ce pui la spune? Lasă că... O să vine aia, ce vezi că... Trenzări! O așteptăm aici până vii! 11 ani! E, lasă că e Irina, domn doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ați făcut. Nu trebuia... Soția se simte bine. Toate cele bune, domn doctor. Îmi cer scuze să vă deranjez, nu mi-aș permis în alte condiții, dar sunt realmente indignată. Da, și eu. Mai ales când cineva îndrăznește să dea buzna în cabinetul meu, în halul ăsta. Te ascult. Vreau să știu cum a fost posibil să-l dați afară pe doctorul de pe salvare. Cum a fost posibil după ce mi-a salvat viața? Sunt Irina. Eu știam că tu ești una din cele mai bune studente ale mele. Vrei să-mi schimbi impresia despre tine? Dar părerea despre mine nu contează în momentul de față. Mă ascultați ce vă spun? Omul ăsta mi-a salvat viața. Omul ăsta ți-a pus viața în primejdie. Cum să-mi pună viața în primejdie? Erai cât pe ce să mori? Sunt Irina, tu ți-ai pierdut mințile? Tu ți-ai partea unui țigan? Nu, înțeles. Da, stai jos. Nu, vă mulțumesc. Stai jos. Stai jos, noi doi. Avem de vorbit. Tată, te rog. Suntem în secolul 21. Avem dreptul să decidem ce vrem să facem cu viețile noastre. Mă, nu mă lua pe mine cu de-astea, mă. Poate nu e momentul. Ba, e momentul, nene Cristofor. Niciun om n-are voie să decidă pentru alt om. Rău am făcut că te-am lăsat printre gagii. Te-ai stricat, mă. S-ai pierdut inima de țigan. Hai, lăsați-mă, lăsați-mă singur. Irina, vreau să cred că tu ții foarte mult să termin facultatea asta, nu-i așa? Poftim? Vrei să termin facultatea asta, nu-i așa? Bineînțeles că o să termin. Domnul profesor, e cumva în proprietatea dumneavoastră facultatea? Și să știți că o să respect și jurământul lui Hipocrat. Da, n-ai decât să-l respecti. Și păstrează-ți teoriile astea pentru tine. Bine, dar omul ăla o să-și recapete postul. Ascultă, drăguță, dacă nu erai fata lui Tactu, terminai facultatea asta când ieșeam eu la pensie. Hai, ieși afară. Ieși afară, am spus. Afară, am spus. Am terminat. Dar vă mai spun ceva. Lucrurile nu o să rămână așa. Vă promit. Afară. Am să plec. La revedere, domn profesor. Am avut dreptate, mă? Ți-a făcut-o în bătrân. Altă treabă n-ai, mă? Se vede de la o poștă că nu mai țiga, mă, băiatule. Te-au făcut ăștia fătălău. Ia. Ascultă, bă, nenorocitule. Eu țigan m-am născut, țigan o să mor. S-a mort tu. Te bagi? Hai, mă, iubire. Bine, iată. Stai. În bucătărie numai noi doi. În bine, dacă vin, fetele. Cât să-l aici, nu vine nimic. Hai, uite. Pune și mie în pahar. Îți spun. Hai. Hai că-ți spun. Stai. Stai să-ți spun. Iubirea mea, te rog. O să vină fetele, iubire. Simt că nu mai pot, deci nebunesc. Ce să mai fac? Trebuie să mă ajuți. Ză, surioară, surioară, ce program ai tu de seară? Voilà. Care-i treaba cu mnățica? E bine. Nimic cu tine.
Simt că nebunesc. Ce s-a mai întâmplat? Hei, Irina? Să vii cu mine acasă să mă ajuți. Să te ocupi personal de problema aia cu salvarea, pentru că o să vorbești cu colegul al tău. Păi și n-am spus că da, n-a rămas că mâine. Nu mâine, azi, te rog eu frumos, azi, că tata și Luca au planuri mărețe și nu vreau să mă lași singură, te rog mult. Chiar trebuie astăzi? Te rog. Te rog. Hai, bine. Hai să mergem. Iubire, vezi că m-a dus până la fel. Hei! Hei! Lasă-l cai! Ia! Ia! Lasă-l cai să nu-ți pregătim! Ia! Ia! Gigi, că-ți propun un pariu. Ce zici, te bagi? Mă bag. Eu zic că fiica ta nu se mai întoarce. Să mor tu. Să moare. Pe ce facem, băi? Păi, uite, renunț la toate weekendurile mele în Europa. Dă mâna. Luca, tai? Hai. Da. Bine. 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 Da. Ia uite acolo. Unde? Oi, deci nu pot să cred. Și era pariu vieții mele. Ce are asta? Ce are toată lumea? Hai! Nu mai pierdem vreme. Să-și rezolve și băiatul ăsta problema. Luca! Ce fel mă, te-a apucat foamea? Ce faci? Avem chirină, hai! Dă-i drumul! Gata? Gata! Stai așa! Hai sus! E regulă! Luca! Ia-mă și asta! Bun. Deci rămăsesem la... Dacă vrei să fii soția mea. Fii atent, Irina, asta e a doua, nu mai vreau să o dau în bară. Gata, de drum. Toată viața mea, acum ți-o dăruiesc ție. Eu așa rămân până primesc un răspuns, să știi? Băi! Băi, dar... Băi, ești un bravă, mă! Așa-mi place, mă! Bravo, mă! Lasă-mă că vine ești! Ești cu adevărat fiul meu.
frumoasă piatră. 10.000. Dar și tu, bățos. Ce-am făcut? Ce-ai făcut? Voi ați înțeles de ce a plecat așa? Pentru că așa sunt femeile. Și nu știu cum sunt femeile, ți-am spus. Eu trebuie să te înveți. Trebuie să te obișnuiești. Hai să ciubim și noi ceva. De ce ai zis da? Ce ai nevoiatul lume? Ce stai așa parcă ești statuie? Liniștește-te, bem un ciubim, un pahar, stai jos. Hai, cal. Unde-i paharul? Băi, Luca, toată lumea știe că voi doi o să vă căsătoriți, înțelegi? Toată lumea. Adică voi chiar ați plănuit asta, nu? Bine, și mie de ce nu mi-a zis nimeni nimic? N-am înțeles. Adică de ce să spun ție? Cum adică de ce? Păi de ce? Ca să o pregătesc, tată. Tu chiar n-ai văzut cât de șocată e? Șocată? Ia, ține. Eu vreau am să spun ceva. V-am spus, bă, că nu-ți pregătiți, că ai... Stai acolo, băi! Stai acolo, nu te mișca! Stai acolo! Ia, lasă-mă în pace! Ia mâna de pe mine! Stai, mă, să văd dacă ai rupt ceva! Da, nimica! Nu vreau să vorbesc cu nimeni. De când nu vorbești tu cu mine? Ia spune-mi, ha! Irina! Spune-mi de când nu vor. Vezi tu cu mine. Să ne întrecem, nu? Boss, bă, nu știi să-mi pleacă. Mă simt prost, dar... Chiar nu te înțeleg de ce. Bine, înțeleg că te-au luat pe nepregătite, dar ce naiba? Ești cu Luca de 2 ani? Nu pot să mă mări cu el, nu vreau să mă mări cu el. Păi are legătura cu doctorul de pe salvare? Vezi? Nu știu ce mi se întâmplă, că n-am mai simțit asta niciodată, dar... Nu mai sunt sigură de nimic. Tu te-ai îndrăgostit. Crezi? Mhm. Uh-huh. Păi și puteam să mă îndrăgostesc așa, fără să-l cunosc? Ce legătură are una cu alta? Ajuți. Cu cine, mă, cu Luca trebuie să audă din gura ta? Haide, Irina. Nu cu Luca, cu Codruț. Acum nu te face că nu pricepi. Vreau să mă ajut cu Codruț. Ce-ai făcut, bă? Te-a făcut împăratul? Păi eu să fi fost în locul tău. Fugeam dracu în pădure să nu râză ăștia de mine. Hai, dracu, și pune de mâncare. Ai venit, fă-o odată. Hai, treci și mănâncă, că ți-am făcut așa cu multă carne, cum îți place ție să bagi la burdihan. Ce-ai făs bunșeala asta? Ce-ai fănit de mâncare, nu mai ești în stare să faci? De ce te răzbuna pe mine? De ce te răzbuna pe mine? Asta-i pitura lumii, fie adreacu să fii. Să mă duci acolo! Nu te-ai răzbuna! Și acum tu te răzbun pe mine, mă! Hai, să taci! 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 Atâta. Treci și fă de mâncare! Fără auto, nu mai plângi! Eu
Și ia unde te duci. E femeie de... face ce vrea. Păi da, bre, dar o caftești degeaba. Era bun boșul. Mi-a dat și eu. Femeie, să nu-i vergi laptele în pasat. Ține minte asta. Ce-ai căutat la borșul Zambilei? Păi nu-ți ajunge cât ai mâncat la masă? Bă, ce nehalită ești! Dacă nu ți-o-i pune un lacăt la gură, să vezi tu! Nehalită! Încă mai știu să călăresc. La săritura aia m-am ținut bine. Să știi că mi-a plăcut de tine. Ai călărit ca un țigan adevărat. Se vede că ești băiatul tactul. Mi-a plăcut. Mășor, tu ești gagiu sau țigan? Și și, sunt țigan ungur. Eram la școală când ai venit. Am ajuns în șatră și te-am văzut cu tata și cu nea Cristofor. Și atunci mi-a zis că o să fiu umbra lui. Și atunci nu te-am văzut niciodată părăsit în șatră. Ce secret e între voi? Pe 21 decembrie, la universitate, să știi că eram ca și mort. Se trăgea ca la război. El m-a văzut zăcând pe jos, mort sau inconștient, și m-a târât de acolo. Dacă... vedeau, îți dai seama că ne împușcau pe oamenii doștii. Tata a fost la Revoluție? Tactul este unul din cei mai curajoși oameni pe care i-am întâlnit și am cam întâlnit ceva. S-a riscat. S-a riscat, fiindcă putea să ia oricând un bronte în cap. S-a riscat pentru că erai țigan, dar lui. Am fost milițian. Știi că Codruț a fost dat afară de pe salvare din cauza mea. Trebuie să fac ceva, nu? Bine, Irina, dar acum trebuie să faci ceva cu Luca. Serios, e jos și așteaptă un răspuns. Bine, o să fac, dar nu pot acum. Are vise mari, Renata. Irina. Vrea să devină chirurg cardiolog. Uh-huh. Și idolul lui e Cristian Barnard. Să facă transplanturi de inimă. Uh-huh. Doamne, când vorbește de medicină, îi se luminează tot chipul. Nu vrei să ți se lumineze ție puțin mintea? Nu? Spune, trebuie să-i dai un răspuns lui Luca. Acum. Și chiar nu merită să te porți așa cu el, Irina. Băiatul ăsta chiar te iubește, tu înțelegi? Bine, dar și el acum, de ce m-a pus așa în fața faptului împlinit? Că putea să vină să vorbească cu mine, nu să se ducă la tata, nu? Bine, Irina, ai dreptate, ok. Dar tu chiar uiți ce relație între el și tata? Spune. Tu chiar uiți că tata se poartă ca și când ar fi fisul? Păi și atunci să-i dai inelul deloc. Inelul tata, nu? Măi, Irina, te rog. Ce naibă, mă? Să vezi când m-a sărutat Codruț. Ce? Voi când ați avut timp să vă și sărutați? Da, nu pot, nu vine să cred. Azi când m-am să-i mulțumesc. Mă, Irina... Mi s-au tăiat picioarele când m-a sărutat, deci... De ce nu mi-ai spus că poate să fie și așa? Irina, hello, trezirea, te rog. Luca ne așteaptă jos. Știi că singurul care poate să ne ajute, acum mi-am dat seama, e fostul tău coleg, directorul de pe salvare. Bine, Irina, îți promit că mâine am să vorbesc cu el. Dar eu nu pot promite că se și rezolvă. Bine, dar eu vin cu tine și nu plecăm de acolo până nu rezolvăm problema. Bine, dar eu vreau să mergi cu mine acum jos și să rezolvăm problema cu Luca. Ce zici? Hm? Bine. Hai, hai, te rog. Se vede că am plâns? Nu, mai ești ok. Hai, hai să mergem, te rog. Hai. N-ai putea să crezi ceva acum. Nu, sigur că ești supărat. Noroc. Tăi, mă, dracu de femei, mă. Ce pui la suflet, mă, ești bărbat. Uite-te la mine. Dacă ești...
înțeleg de ce te comporți așa. Cred că merit și eu măcar o explicație, nu? Nu te băga, te rog. Spune. Că dacă chiar nu e momentul... Dacă chiar nu e problema ta, vorbesc serios. Iartă-mă. Spune. Nu înțeleg. S-a întâmplat ceva? Irina! Bă, la ritmul ăsta, voi vă înjurați dimineață, bă, eu mă duc să mă culc. Stai puțin, cum adică ai fost milițian? Vorbește mai încet, fiindcă e șatul ăsta și e din mult decât milioașă, Cristofor, și acum atât. Îți dai seama ce ar face, practic, dacă ar afla? Te-ar șupui de viu dacă ar putea. Hai, spune mai departe. Ce s-a întâmplat? Se trăgea din toate părțile. Oamenii cădeau pe trotuar, fugeau pe străzile lăturanice, îți dai seama. Nu știu de unde se trage. El m-a văzut, probabil că și-a dat seama că a mișcat sau ceva. Și m-a scos de acolo. A avut un curaj extraordinar. Nimeni nu făcea treaba asta. Te-a adus aici? Da. M-a trânt de acolo și m-a dus la mama Sufina. Și după când, când ai făcut bine, de ce n-ai plecat de aici? Am zăcut o lună și când m-am făcut bine, fiindcă mama Sufina a băgat toate ierburile în mine, m-a descântat, mă rog, știi. Am aflat că sunt criminal. Mă condamnaseră deja. Stai puțin, nu puteai să te apăși? Ce sens avea? Eram terorist, dușmanul poporului. Așa au făcut cu foarte mulți, ca să scape de ei. Erau niște socoteli de făcut, știe toată lumea. Și a rămas aici, în șapte. A rămas aici lângă bunibașii, fiindcă are un suflet mare, să știi, drept. Da. Ce era să fac? La mine vrea să mă însoare cu analfabet. Auzi, tactul, bunibașa este un țigan până în străfundul sufletului. Dacă el a făcut legământ cu fratele lui de cruce. Va respecta cu prețul vieții, spun eu. Bine? Ce faci? Știi ce bine? Acolo, acolo. Hai mă, că vine Luca. Ce face? Da, ce dacă vine? Au. Ce bine? Nașule. Ce ai făcut? L-ai pupat fata? V-ați împăcat? Nici nu vrea să vorbească cu mine. Ce bine. Nu pare... fost suficient de mare piatră. Auzi, momentul să te baci? Da, îmi pare rău. Ia stai puțin. Băi, mă duc eu să vorbesc cu tine. Nu, cum să te baci? Nu, nici nu mă gândesc. Nu știu de ce se comportă așa cu mine, dar mă rog, oricum. Vorbim mâine, o să vedem. Îmi pare rău. De unela, să... Auzi, bine că vreau să vorbesc cu voi despre asta. Eu cred că ar fi mai bine să lași fetița o vreme aici. Mm. De ce mai aici e grădinița? Nici nu se pune problema. Nu. I-am promis mamei mele că o să am grijă de ea și asta o să și fac. Eu mă grăție. Luca, dar tu ești bărbat. De ce tu să ai grijă de o fetiță de 10 ani? De ce? Da. N-am dreptate. Mă, Gigi, zici și tu ceva. Ce să zic, dragă? Păi să o lase pe Ionela aici. Lasă-o pe Ionela, că au ele grijă de eu. M-am descurcat singur atâția ani, o să pot să mă descurc și cu Ionela. Unde? La bucătărie, niște lapte. Termina. În 30 de secunde, dacă mi-aduci ceva dulce, o să am o criză de glicemie. Ai auzit, iubitule? Dă-mă, copii, hai de mă. Vreau ceva dulce. Ceva dulce, uite aici, uite aici. Crezi că a plecat?
lui e încă aici. Tu te-ai răzgândit cumva? Da. Cer mii de scuze. Nu pot să ajung la timp la întâlnire. Dar nici nu mi-am dat seama că e așa de târziu. Nu vreau să fii supărată pe mine, dar vreau să te văd mâine. Vrei? Așa, pur și simplu? N-am vrut să sune așa, dacă vrei și tu. Da, vreau, e ok, ne vedem atunci. Bine, pa, pa. Nu-mi spune nimic. Se vede absolut totul pe fața ta. Sper doar să nu faci o greșeală cu băiatul ăsta. Dar de ce spui asta? Știi de ce? Pentru că sunt sora ta. Pentru că nu te-am văzut niciodată în halul ăsta. Iar o femeie îndrăgostită e foarte ușor de rănit. Iar eu nu vreau să ți se întâmple ție asta, înțelegi? Nu o să mi se întâmple. Îți promit. Promis? Nu să mi se întâmple. Zăpăcită. Auzi? Vreau să rămân aici în noaptea asta. Tu ai doi copii mici de crescut acasă. Bagajul și la ușă. Până la urmă mai curge sânge de țigan în tine. Tată, nu vreau să ne certăm, dar să știi că eu nu pot să o iau până fata aia de soție. Mă, eu am venit aici să strâng mâna unui pui de țigan. Nu a unui fiu nerecunoscător. Niciodată nu s-a băgat în viața mea. Acum de ce-mi face asta? Dacă l-ai cunoaște cu adevărat pe taică-tu, ți-ai dat seama că nu e în stare să-și încalce cuvântul dat. Cu riscul vieții. Dar e vorba de viața mea. Dacă ar putea să se sacrifice în locul tău, ar face-o, să fii sigur de asta. Și acum eu ce să fac? Să bag capul în pământ și să-l las să-mi distrugă viața? De unde știi că nu o să-ți placă fata aia? Lasă-și tu locurile să curgă pe lângă tine. Nu te mai încăpățâna ca un cată. Auzi, eu ți-am povestit toate lucrurile astea despre Bulibașe ca să-l înțelegi mai bine. Dar văd că mi-a răcit gura de pomană. Grație. Alungați răul din șatră. Vă duceți binele. Să ne fie zilele pline. Spirite de azi. Alungați răul din șatră. Binele să fie. Și să ne fie zilele pline. Câștige răul la barbut, să câștige răul la barbut. Băi, mă sperie! Bă, ce vrei, bă? Bă, am văzut că te rog și am venit și eu. Pleacă, bă, dacile așa, ca cu te înțepenesc o vrajă. Vă, vrajă, vrajă să am buzunarele pline de bani, sau gura de aur, plină de aur, și să fiu bulimașă. Bă, nu mi-ajung mie zilele să-ți fac atâtea vrăji. Hai, că am glumit. Eu nu. Bă, doamna vrăjitoare, ce caută omul ăla important la noi în șatră? Bă, Relule, bă, tu și așa nu înțelegi nimica, bă. Bă, du-te, bă, și vezi-ți de treaba ta. Că acum te spun lui Tactu și să vezi ce-ți face. Nu mă spune, că mă pune să citesc! Bă, du-te, bă, bași, da, cinișa! Hai că trebuie să plec. Auzi? Dacă sufli eu vreo vorbuliță așa despre ce ți-am povestit... Ce-mi faci, de negatule?
De ce îmi spui așa? Am glumit. Hai, lasă asta. Nu dai grijă de tata. Facem pace, că suntem frașii lui Dumnezeu. Dă-i bă drumul, Gagiu. Hai, poate aici. De ce mă faci, mă, Gagiu? Ți-am demonstrat că sunt mai țigan ca tine. Haide, mă, pleacă, Dacilișa, că după aia tot eu mi-am bătaie. Nu, tu, lasă-mă, mă, pace. Haide, ridică-te, trăinea și pleacă. Pleacă, mă, n-auzi, că eu mi-am...